Mi-e și greu să comentez de ce, pentru că și eu am fost în situația lui Pintili, când pur și simplu făceam antrenamente, dar nu aveam voie să particip la conferințe, nu aveam voie să mă ridic de pe bancă, nu aveam voie nici măcar să le dau jucătorilor o sticlă de apă. Țin minte că la un meci cu Petrolul acasă, dacă nu mă înșel, pur și simplu m-am ridicat doar să stau o sticlă de apă și al patrulea arbitru a venit la mine: stai jos, zic, nici apă, eu nu-i dau nici măcar o idee de joc, nu-i dau nimic, nici absolut nicio vorbă, doar îi dau o sticlă de apă. Este pentru că nu poți să transmiți ceea ce vrei și de foarte multe ori și jucătorii știu cine transmite acele idei. Nu înseamnă că secunzii tăi, colaboratorii tăi nu sunt la fel de buni ca și tine, dar ei simt că antrenorul principal este cel care decide de la cap la coadă și din punctul ăsta de vedere e clar că au o problemă. Acum eu sper să se rezolve, nu știu până la urmă cum va fi, ce va fi, chiar nu am urmărit acest lucru. Acum trebuie din postura de antrenor. Da, e în aceeași situație cum a spus dumneavoastră în 2015 că ați venit la FCSB. Știu, de asta am spus că nu e ușor, pentru că știu și eu prin ce am trecut, dar... Poate face față întâlnirea FCSB? E un jucător care a trecut prin foarte multe meciuri decisive, adică la nivel de presiune nu are cum să nu fie pregătit. E imposibil, oricine mi-a spune că din punct de vedere al informațiilor la nivel de antrenor, într-adevăr așa este, sunt foarte multe de recuperat. Eu am fost în situația asta în care m-a apucat de fotbal, am zis că cel puțin 50% din ceea ce știe un antrenor știu și eu. Fals. Vă spun cu mâna pe inimă că dacă ar trebui să vorbesc în procente, acum probabil că nici 20% nu știam din ceea ce se întâmplă, ceea ce poate să te învețe școala de antrenori. După aceea, văd aceste discuții la nesfârșit, unde o faci, cum o faci. Și, într-adevăr, și eu am fost prima oară în Moldova și văd că tot se spune că în continuare eu am licența din Moldova. Am explicat, eu nu am în Moldova, o am în Italia, la Coverciano. Eu am fost acolo în momentul în care Federația Română de Fotbal mi-a spus că acea licență nu este recunoscută pentru că Moldova nu este în parte din Uniunea Europeană, atunci imediat am renunțat la licența C și B acolo, nu le-am mai luat, nu le-am mai ridicat și am plecat în Italia. După aceea, cum, dacă trebuie echivalate, într-adevăr, trebuie să ți le echivaleze, să ți le recunoască, dar mai departe, tot ceea ce înseamnă acel carnet de antrenor, acea discuție, pe mine, oarecum, mă depășesc. De ce? Pentru că știu că la un moment dat, aceste carnete de antrenor nu se mai țineau cont de studii, se dădeau pur și simplu când se reușeau o calificare la campionatul european sau campionatul mondial, se dădea acel carnet de antrenor câte o categorie, pentru că și noi am prins în 2008, unde la fel ni s-au fost promise acele carnete de antrenor, niciodată nu ni s-au mai dat, dar ne-au fost promise și până atunci am înțeles că așa se făcea. Deci nu știu dacă neapărat proiectorul Pintili, eu sau oricare alții antrenori nu am reușit să luăm bacalaureatul, am putea să fim împiedicați să nu antrenăm, pentru că în situația asta stau și mă gândesc, dacă Guardiola mâine vine în România, înseamnă, conform legilor în România, nu poate antrena, pentru că nu deține acel carnet de antrenor. Ori în situația asta noi am rămas singuri sau suntem singura țară care are carnet de antrenor. De asta spun, mi-e greu să comentez pentru că nu știu foarte bine legile și mă și depășesc la un moment dat și nu vreau să cad în ridicol. Nu aș fi normal să se faciliteze cumva pentru foștii jucători ai României, care cred că dumneavoastră, ca fiind care au jucat la echipa națională și la europene, să devină antrenor mai repede și mai ușor cumva. Eu pot să vă spun doar în ultimii 4 ani, atât timp cât am fost angajat o federație și știu ceea ce s-a întâmplat, pentru că școala de antrenor era exact sub biroul nostru. Au fost facilitate în ultimii 4 ani, au fost facilitate aceste licențe pentru jucători care îndeplineau anumite criterii. De exemplu, au fost facilitate licențele B, au fost cumulate cu licențele A, adică în loc să stai 3 ani, s-a făcut un singur an. Au fost cumulate pentru jucători care îndeplineau anumite criterii, 200 de meciuri din ce mi-aduc aminte în Liga 1, 50 de meciuri internaționale, 25 de meciuri cel puțin la echipa națională. Deci au fost, că probabil nu au prins cu toții sau că în momentul de față unii sunt antrenori, atunci erau jucători, asta este altceva, dar vă spun sigur că în ultimii 4 ani de zile au fost facilitate, că probabil ar trebui vis-a-vis de un om normal, un fotbalist, să aibă și alte facilități, astea cu siguranță că e normal, cum nici eu nu pot să vin să fac ceea ce faceți dumneavoastră fără să trec prin facultatea de jurnalism. Nu am cum.